Ivănescu a fost primul mare poet pe care l-am cunoscut, care era de un firesc și de un uman și de o modestie incredibilă. Când îl vedeai, nu simțeai că cât e de mare poet, nici nu ținea să-ți arate asta. Nu își purta poezia ca pe o aură deasupra capului sau ca pe un nimb supra-uman, așa. Era un tip de 1,65 m, îmbrăcat relativ, mă rog, modest, uneori chiar ponosit, nu-i politicos ce spun, dar cam așa era câteodată. Dar când vorbeai cu el despre poezie, despre literatură, despre intensitățile astea, de la un moment dat parcă se aprindea în el un bec ca într-o veioză și devenea iluminat. Deci, deși tonul nu i se schimba, atitudinea nu i se schimba, dar simțeai că vorbește despre lucrurile astea esențiale din literatură, despre cum ea te poate salva, despre cum te poate face să treci peste sinuciderea fratelui tău care pe el a obsedat o viață întreagă, cum te poate face să dialoghezi în mod omenesc și natural cu spaimele tale cele mai profunde și cu bucurile tale cele mai profunde. Deci prima lecție, asta aș numi eu, despre firescul și umanul literaturii. Și a doua lecție a fost că... Și mai ales al poeziei. Mai ales al poeziei, e adevărat. Deși el a scris aproape numai poezie. Da, da, da. A scris niște piese de teatru care probabil s-au pierdut pentru totdeauna. Le-a scris în tinerețe pentru bibliotecarele de la Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză. Atunci, cum știi, multe cărți erau interzise și pentru ca el să capete acces la ele, le scria niște drame în versuri. Oh. Pe care el mi le-a povestit. Avea o memorie fabuloasă și le ținea minte după 50 de ani, mai mult uneori. Și părea un fel de poeme de ale lui ample, foarte frumoase. Și monede puse de schimb, pentru cărți, da. Și nu, niciuna nu s-a recuperat, din păcate. Poate o mai fi existând, așa îmi fac iluzii. De unde vine felul jucăuș livresc, adică se juca cu livrescul? De unde ai stat de vorbă cu el? Cum? Sigur, am stat de vorbă foarte mult. Cum reușea și fără să fie, cum să spun, crocant, arogant, avea un joc... atât de firesc cu simbolurile, cu... Da, așa e la Ivănescu. Cu lucrurile citite, poftim, cu lecturile, cu... La el, livrescul nu era crocant, cum zici tu, și artificios, pentru că la el venea dintr-un interes uman foarte profund. Fratele lui, care Emil Ivănescu, mai mare decât el cu 11 ani, s-a sinucis când el avea 22 de ani neîmpliniți, acest frate, și când Ivănescu avea vreo 11 ani. Acest frate era genialoid, ținea un jurnal și în română și în franceză, scria piese de teatru, scria poezie, scria proză, niște nuvele așa sentimentale, dar foarte bune, și cânta la pian. A apucat și să susțină un concert în foarte scurta lui viață la ambasada franceză, obsedat de Chopin. Sinuciderea lui a avut legătură și cu o dezamăgire sentimentală și cu o convingere, aceeași convingere a lui Camus din anii respectivi, că sinuciderea, spune Camus în mitul lui Sisif, e singurul lucru, singura problemă filozofică esențială. În 43 Camus ajunge la concluzia asta, tot în 43, înainte să apară cartea lui Camus, Emil Ivănescu se omoară. Și atunci pentru Mircea Ivănescu, pentru foarte tânărul Mircea Ivănescu, ce citise fratele lui, ce cânta fratele lui, toate astea devin un fel de referințe cult și referințe esențiale prin care încearcă să comunice cu o ființă dragă, cu o ființă esențială dispărută. Pentru el literatura e un fel de medium în sensul ăsta, spiritist cumva, nu, n-aș vrea să mergem în zona asta, dar cam asta era, vorbea și cu vocea fratelui său de fapt. Matei Călinescu a făcut undeva observația asta că el are multe poeme la plural în care vorbește în numele unui noi, noi știm că, noi vedem că, și Matei Călinescu spune că acest noi plural e de fapt vocea lui Mircea Ivănescu împreună cu vocea lui Emil Ivănescu geminate. Ei, când înțelegi literatura așa, ca pe un mediu care te duce către ființele tale dragi, literatura nu mai are cum să fie ceva artificios, cultural, un joc cu mărgele de sticlă, ci e mediu esențial prin care se mișcă sufletul tău, inima ta, creierul tău. Și vorbind cu Ivănescu, căpătai convingerea asta, că literatura e pur și simplu viață. Asta e un clișeu. Dar el era dintre ființele astea rare care reușesc să dea viață chiar și clișeelor.